Poveștile orașului Câmpulung Bun găsit! Sunt Adrian Săvoiu și îmi voi aminti astăzi despre Dorel Cristudor, cel mai rapid om din România. Mă uit la o fotografie din anii de gimnaziu. Este colegul meu de bancă, Dorel Cristudor. Mi-a dat cândva această fotografie ca semn de prietenie și o păstrez și acum. Așa era pe atunci, când țineai la cineva, îi ofereai o poză, iar pe verso îi scrie ceva ca să nu te uite. Dorel Cristudor a venit de la Bran la liceul sportiv din Câmpul Lung când eram într-a opta. Ne-am împrietenit repede. Stăteam amândoi într-o bancă pe rândul de la fereastră. Era iute la sprint ca o nălucă. Pe lângă el, eu eram un împiedicat. Dacă l-ar fi alergat o școală întreagă, nimeni nu l-ar fi putut prinde iar când își mai punea și pantofii cu crampoane, mânca jar. Mă uitam la el cu uimire. Când alerga pe terenul de sport, se transforma într-o felină. Pe cât era delinișit în bancă lângă mine, pe atât se dezlănțuia pe pista de alergare. De când venise în clasa noastră cu program special de educație fizică, făcuse rapid progrese imense într-un interval foarte scurt. Îi întrecea net pe cei mai buni viteziști din școală, iar între el și ceilalți colegi erau an lumină. Îmi amintesc perfect o zi de duminică din clasa 8 -a, când am participat cu lotul sportiv la un concurs de junior de la Pitești. Am fost martor ocular când colegul meu de bancă, Dorel Cristudor, a ridiculizat în proba de 100 de metri plat toată floarea cea vestită a gazelelor din întregul județ Argeș. Aud și acum murmurul spectatorilor din tribună. Eram pe teren și tocmai mă pregăteam să arunc cu mingea de oină, proba la care eram înscris în concurs. Dar mi-am dat imediat seama că în cealaltă parte a stadionului se întâmplă ceva. Se dăduse startul la 100 de metri plat și după prima parte a cursei Dorel era deja lider autoritar. La final, i-a lăsat în urmă cu metri buni pe toți ceilalți. Plecaserăm de dimineață cu toții Întreg lotul sportiv al școlii, cu un autobuz din câmpul lung. Seara, la întoarcerea de la Pitești, aveam lângă noi, în același autobuz, o vedetă. Dorel Cristudor. Atunci, în 1968, încă nu știam că stau în bancă lângă un Usain Bolt al atletismului românesc. Peste câțiva ani, prin 1973-74, în perioada sa de vârf, cu 10,2 secunde cronometraj manual pe 100 de metri, Dorel va bate recordul național, iar cu 6,4 secunde la 60 de metri, va intra în topul mondial al sprinterilor, plasându-se alături de crema alergătorilor americani și ruși. Ca mulți sprinteri spre finalul carierei, Dorel Cristudor a trecut la Bob. A participat în 1980 la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Lake Placid, cu bobul românesc de patru persoane, care a ieșit pe locul opt, performanță neatinsă până astăzi. Dincolo de prietenie, am rămas cu o admirație imensă pentru acest atlet ieșit din comun, care, în plus, învăța și foarte bine. Atât timp când mi-a fost coleg de bancă, nu s-a scuzat niciodată de la vreo oră, de la vreo teză, și nici măcar de la vreo temă, pe motiv că a trebuit să se antreneze ca să poată fi cel mai rapid om din România. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare. Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Savoiu.